Este vorba despre Baby Zoo, programul de pe microrezervație pe care le avem pentru copii între 5 și 10 ani. Facem activități afară, mergem la țarcurile animăluțelor unde putem hrăni. Vorbim despre modul de viață, despre habitatul normal al animăluțelor. Cunoaștem mediul, lumea din interiorul ei, cum ar veni, în contact direct cu tot ce înseamnă natură, viață, plante, animale. Ne preocupăm despre partea de ecosistem, despre partea de protecția mediului, ce trebuie să facem să protejăm natura și locul nostru în natură și totodată continuăm activitățile și în interior, pentru că 3 ore de la 11 până la 2 este destul de mult pentru copii, mai ales când este soare și cald, sau chiar dacă plouă putem să stăm la interior și să facem activitățile de interior. Putem să facem plastilină, cum fac acum copii, să desenăm, să facem diferite jocuri, toate în legătură cu ce am văzut pe microrezervație, ce am înțeles, ce am ținut minte din tot ce am luat contact, am mângâiat, am fost chiar și la iepuraș și le-am dat să mănânce și la căprioare. Avem activități complexe și dinamice pentru toți copiii. Este important să sune la telefon ca să facem programare, pentru că avem activități pe grupe de vârstă. Este clar că nu putem să punem la un loc copii de 3-4 ani cu cei de 10-12 ani. Solicitările sunt pentru toate grupele de vârstă, începând de la 3 până la 12-14 ani. Programul este de la 11 la 14, de luni până vineri. Avem 3 ore în care putem să facem foarte multe lucruri și programările se fac la număr de telefon pentru a nu amesteca grupele de vârstă și pentru a putea face activități specifice vârstei, să fie toată lumea mulțumită, să se simtă foarte bine. Uite, pune mâna în față. El deja e mare, deștept. Bravo, bravo. Acolo în colț, acolo în colț. Gata, gata, mâna pe cea. Bravo! De la mine. De la mine, vezi să nu te zgârie. Te zgârie, da, așa. Îl ține lăbuțele din spate, că cu astea zgârie. Cu alea din față nu zgârie. Da, uite, vezi? Da. Uite ce frumos e. Uite ce frumos e. Da. Uite ce privire are. Da? Ăsta e al tău? Da, e al meu. Este băiețel. Deci ai luat pe ăsta pe post de băiețel. Acum e căutăm o fetiță, da? Te-ai gândit la un număr pentru ea? Da. Cum îl cheamă? Cum? Greieraș. Greieraș? E purașul Greieraș. Da. Sigur e femeie. Ia ascultă, inimioară. Bate cam repede. A? Bate cam repede. Cum bate? Repede. Ia zi-l-o mami. Bate cam așa. Ia numără. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Prin maro, dar hai să vedem dacă maro e fată. Poți să prinzi? Prinde, prinde. Maro. Iepure de culoare maro. De asemenea potrivit cu ăla la culoare. Au trăit împreună. Invităm și alți copii care își doresc iepurași și care sunt responsabili și le pot asigura hrana. Le pot asigura hrana, le pot asigura iarbă și fân și un spațiu suficient să vină să le dăm gratuit câte un iepuraș de la Complexul Muzeal, unde ni s-au mulțit iepurașii și, în consecință, trebuie să le asigurăm un viitor. Toți sunt iepuri de rasă, sunt frumoși, da. Ai posibilitatea să știi alegi. Dar uite cum e, dacă e așa și să nu sunt... vreau să-i schimb numele. Ce vrei să mă mai gândesc fund... acasă. Foarte bine. Da, mâna sub funduleț. Și cu degetele astea îi ții lăbuțele din față. El, dacă este bine ținut, nu se mai poate. Al meu aici nu prea știu cum să-l țin, da, și m-a zgâriat. Te-a zgâriat. Al tău e mai cuminte, băiatul ăsta, dar vezi, fetele totdeauna sunt mai independente. Da. Oricum, la noi acasă e un spațiu... Să aveți grijă de ei, da? Da, o să avem grijă. Aveți pereche, să vă trăiască, să faceți puișor cu ei.